O femeie din București a fost la un pas de moarte după ce a fost răpită de iubitul său. Bărbatul a obligat-o să intre în portbagaj, a dus-o pe un câmp din sectorul 3 și a încercat să-i dea foc. Aceasta a fost salvată de către polițiști după ce a reușit să sune la 112. Polițiștii au găsit-o în jurul orei 4:50, iar când au ajuns la autoturism, au văzut că din interior ieșeau flăcări. Au reușit să o scoată pe femeie din portbagaj și să stingă flăcările. La scurt timp, într-o stație PECO din apropiere, a fost depistat și șoferul, care a fost imobilizat de un alt echipaj al brigăzii rutiere. Bărbatul a fost testat și a fost depistat și băut și drogat. În această dimineață, 6 februarie 2023, în jurul orei 4:40, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că, în urma unor divergențe cu partenerul său, acesta ar fi agresat-o fizic și ar fi forțat-o să intre în portbagajul unui autoturism cu care a plecat într-o direcție necunoscută. Operatorul serviciului de telecomunicații speciale i-a trimis un link de localizare cu ajutorul căruia s-a reușit monitorizarea traseului parcurs, acesta fiind comunicat tuturor echipajelor de poliție aflate în serviciu. În jurul orei 4:50, un echipaj al brigăzii rutiere a depistat autoturismul pe un câmp din sectorul 3. În momentul în care s-au apropiat de autoturism, a observat flacără deschisă în interior, moment în care au intervenit pentru scoaterea femeii din portbagaj și pentru stingerea incendiului cu extintoarele din dotare. În vederea acordării de îngrijiri la fața locului, a fost solicitat un echipaj medical. La scurt timp, în zona unei stații PECO din apropiere, a fost depistat conducătorul auto, care a fost imobilizat de un alt echipaj al brigăzii rutiere. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,31 mg per litru alcool pur în aerul expirat, iar în urma testării cu aparatul drug test, acesta a relevat prezența unei substanțe interzise în organism. Cercetările sunt continuate de către Serviciul Omoruri și Parchetul de pe lângă Tribunalul București în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care a avut loc evenimentul și pentru luarea măsurilor legale, relatează observatornews.ro.